Bine ați venit la ultima întâlnire din acest an în cadrul conferințelor Știința pe Înțelesul Tuturor organizate de Universitatea din București. De data aceasta vom da cuvântul unui cercetător care nu e din București. Este un coleg de-al nostru, de nostru din Cluj. Mihai Miclăuș este doctor în biologie moleculară al Universității Rutgers din Statele Unite și este cercetător științific la Institutul Național pentru Științe Biologice în Cluj-Napoca și desfășoară activitatea în domeniul biologiei moleculare și se ocupă de ceva ce interesează foarte multă lume și foarte puțină lume înțelege, și anume despre ingineria genetică. Mai multe nu are rost să vă spun, am să-i dau cuvântul lui Mihai Miclăuș uh, pentru a vă uh, oferi uh, o conferință despre popcorn și modificări genetice. La sfârșit, nu uitați, puteți să uh, puneți întrebări pe aplicația sleep.do cu numărul de ordine X143 și să rămâneți pentru sesiunea de întrebări și răspunsuri la care se vor rezolva Curiozitățile pe care nu le-a rezolvat direct în timpul conferinței. Mulțumesc, Mihai, te rugăm. Mulțumesc frumos, Ada, de introducere. <coughs> Mulțumesc frumos și de invitație. Îmi pare bine să mă aflu la București. Uh, nu știam că sunt primul din provincie care prezintă la conferințele Universității București. Îi spuneam de înainte de prezentare că am mai prezentat în fața unei săli cu 300-400 de oameni, dar toți erau cercetători și știam că la sfârșit o să mă prăjească cu întrebări așa. Este o experiență unică să vă am aici în față și sper să călătorim împreună, să avem o călătorie frumoasă în lumea geneticii, a biologiei moleculare, luând ca exemplu porumbul. Și vom vorbi un pic și despre popcorn, evident. Institutul de Cercetări Biologice din Cluj-Napoca este o filială a Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Științe Biologice și sunt cercetător științific acolo din 2011, atunci m-am întors din SUA. Să începem cu o întrebare simplă, să zicem. Ce lungime credeți că are ADN-ul dintr-o celulă a plantei de porumb? Și ca să vă dau niște ordine de mărime, niște niște ponturi, sau uh, să facem un zoom. Planta de porumb are, să zicem, un 2 metri înălțime, facem un zoom aici pe, pe frunzuliță, vedem ce frumos sunt organizate celulele acolo în, în straturi, dăm un zoom mai departe pe celula de acolo și vedem că are o lungime de a zecea parte dintr-un milimetru, 100 de micrometri. Iar aici este reprezentat nucleul. Deci avem membrana, citoplasma în interior și nucleul citoplasmă în care mai găsim pe lângă nucleu, în verde vedeți cloroplastele, în roz, roșu sunt mitocondriile de care probabil ați auzit și o vacuolă mare. Ei, în nucleu acela este ADN-ul. Și atunci dacă luăm și îl linearizăm, cât credeți că are ADN-ul dintr-o celulă? Un metru, metru s-a dat aici. Cine dă mai mult? Tot aici, așa. 1,5, hai că ai fost bine, e bine, e bine. Da. 1,5 metri într-o celulă, repet, care are 0,1 mm și nucleul este mult mai mic acolo în citoplasmă. Și atunci se, se pune întrebarea legitimă cum în cap 1,5 metri, spune așa stau așa mai în lumină. Cum în cap 1,5 metri în, în celulă? Aici este o altă reprezentare a celului, dar aceeași dimensiune, 0,1 mm. Deci, în acel nucleu, în cap 1,5 metri, și acolo, în negru, vedeți cromozomii. Omul, haideți, o altă întrebare. Câți cromozomi are omul? 46, am auzit, sunt 46, deci sunt 23 în pereche, 23 ori 2. Câți cromozomi are porumbul? Hai să vă văd. 10 perechi. Deci, în nucleul porumbului avem 10, uh, 10 cromozomi. Aici avem cromozomi, dar. Ca să înțelegem cum se împachetează, cum încap ce 1,5 metri de ADN în, în nucleu, vom porni de la structura de bază a ADN-ului. Și uh, mi-am dat seama, da, văd, văd că sunt copii aici, deci chiar trebuie să o luăm de la bază de la bază, și trebuie să băgăm și un pic de chimie, asta e. Uh, deci, aceste litere de care probabil ați mai auzit, ADN, A, T, G, C, sunt nucleotidele din, din ADN. Uh, și ADN-ul are această structură de dublu helix. Structura de dublu helix are un schelet, aici în stânga și în dreapta. Este un schelet format din doar patru elemente chimice: carbon, oxigen, hidrogen și fosfor. Ăsta este scheletul ADN-ului, iar în interior avem doar patru, patru componente, baze azotate: adenină, timină, guanină, citozină și înșiruirea lor dă, dă ADN-ul, dă secvența de ADN. Deci aici am făcut zoom bun. Primul, primul nivel de condensare a ADN-ului, ca să îl îndesăm acolo în nucleu, este însă structura lui, de helicoidală. Da? Deci o să facem o analogie între cu împachetarea ADN-ului. Vom folosi, imaginați-vă, doi oameni care au o sfoară întinsă între ei și vor să o împacheteze cât mai compact. Primul nivel de condensare ar fi să le cerem oamenilor să învârte un pic uh, uh, frânghea, să o învârte un pic. Apoi le vom cere să facă niște noduri. Iar la nivel de ADN, aceste noduri sunt uh, practic niște structuri de proteină histone pe care încep să înfășurăm, uh, înfășurăm ADN-ul. Deci facem pe frânghe nodurile și apoi le cerem să strângă. Aici deja sunt niște noduri mai strânse. După aceea, mergem mai departe, le cerem este deja o sfoară plină de noduri și le cerem, nu, continuați și mai departe să învârtiți. Vă dați seama că vor trebui cumva să se apropie și mai mult, că sfoara aia se va contorsiona acolo și va face acele forme și ei se apropie până, până aproape de unul de altul. Și acesta este solenoidul, așa îi spune, o altă structură de compactare. Deci am, am forțat învârtirea sforii și apoi, după ce au contorsionat acolo, le zicem, ok, acum faceți un, un game din toată asta și... Asta este, asta este ultimul nivel, este cromatina. Acolo am îndesat, vedeți, un cromozom are 0,005 mm. Vă spuneam că scheletul ADN-ului are doar patru elemente chimice și ele fac, iarăși, vorbesc așa metaforii, ele sunt mortarul care, țin, care ține legate, legate cărămizile. Crămizile sunt cele patru baze azotate, adenină, timină, guanină, citozină. Aceste cărămizi se înșiruiesc într-o succesiune variabilă și formează matrița pentru 20 de tipuri de camere. Cele 20 de tipuri de camere sunt cei 20 de aminoacizi esențiali din lumea vie. Iar apoi acești aminoacizi esențiali, camerele, sunt puse într-o anumită succesiune și suprapunere pentru a forma castele. Castelele sunt proteinele funcționale, proteinele în format 3D. Și aici aveți un exemplu, o proteină. Bun, bun, tot construim, construim, dar unde sunt zidarii? Doi, doi zidari sunt în principal în celulă, cu un al treilea probabil de care vom vorbi mai târziu, ARN polimeraza și ribozomul, sper să vadă. Aici aveți celula... Și aici este nucleul pe care l-am decopertat un pic și în interiorul nucleului este acest zidar, ARN polimeraza, care este ea însăși o proteină, un castel funcțional în care se întâmplă multe chestii. Adică ia ADN-ul acela, 1,5 metri, dar nu îl folosește pe tot, pentru că veți vedea mai târziu că nu este tot folositor. ADN-ul uman și din orice organism are junk DNA, un junk ADN, și, efectiv, elemente despre care sau uh, secvențe despre care nu știm mare lucru, nu știm ce face. Știm, în schimb, că uh, în genom există gene. Ăstea sunt uh, purtătoarele de informație. ARN-polimeraza azidarul preia informația din aceste gene și face o matriță, face ARN-ul mesager. ARN-mesager care iese prin poli, porii nucleului și merge în citoplasmă, unde este preluat de ribozom. Ei, ribozomul este o structură celulară descoperită de conaționalul nostru, George Emil Palade, pentru care a luat și premiul Nobel. Ribozomul, al doilea zidar, dispune camerele conform matriței. Repet, camerele sunt cei 20 de aminoacizi. Pe baza matriței care i-a dat-o RNA polimeraza, adică are ul mesager, el înșiruiește camerele și structura 3D finală, castelul, rezultă din, din, mai multe, din interacțiunea mai multor forțe. Aceste legături de hidrogen și uh, forțe Van der Waals, sunt niște forțe foarte slabe, precum și hidrofobicitate. Toate acestea contribuie și avem o, o proteină funcțională, un castel 3D. Zecile de mii de castele dintr-un organism formează așa numitul proteom al respectivului organism. Dar să nu vă imaginați castelele astea ca fiind niște structuri statice, sunt o parte, o bună parte din ele, sunt niște structuri statice, intră în componența membranelor, au diferite locuri bine stabilite. Dar sunt și uh, proteine care se mișcă, efectiv. Aici aveți o chinesină. Ei, chinesina asta în celulă se mișcă, duce niște vacole mai mari, mult mai mari decât ea și se plimbă pe un microtubul din interiorul celulei. Vorbim de proteom deja, da? Deci am ajuns de la ADN-ul acela de 1,5 metri la proteom, totalitatea acestor castele. Dar să revenim un pic la, la, la ADN, la așa, acea înșiruire de cărămizi. Omul a început să să, secvențialize, să secvențializeze genomele diferitor organisme de pe, de pe Terra, inclusiv al nostru, și, a, a, practic, prin secvențializare, noi ce am făcut, am aflat ordinea cărămizilor. Și, în 2001, ne-am dat seama că, în genomul uman, avem 3 miliarde 200 de mii de cărămizi. O înșiruire, o înșiruire doar a celor a, patru nucleotide, ATGC. Câțiva ani mai târziu a venit și a, secvențializarea genomului porumbului și am văzut că acesta are 2 miliarde 300 de mii de litere. Acum, dacă am fi să scoatem la imprimantă, să, să listăm toate aceste litere pe niște foi A4 în format standard, am face o stivă mai mare decât statuia libertății în cazul omului și aproximativ egală cu statuia libertății în cazul genomului uh, porumbului. Și ca să vă dați seama unde a ajuns tehnologia și de unde a pornit, genomul uman a fost secvențiat în secvențioară Sanger, așa le spune. În laboratorul nostru, în cluj Napoc avem unul de tipul ăsta. Mi-ar lua acum, este unul mai, mai puțin performant, cele din genom uman aveau capacitate, capacitate un pic mai mare, dar dacă aș vrea eu să secvențez la Cluj genomul uman acum, mi-ar trebui 10.000 de zile. În același timp în lume există deja, în România nu există un astfel de secvențiator, există secvențiatoare care în două zile produc 100 de genomuri umane. Deci, genomul uman a fost secvențializat în 10 ani, iar acum putem face 100 de genomuri în două zile. Aici, cred că am deja ziceți, ce e asta? Ei, cam asta publicăm noi cercetători. Asta este o figură dintr-un articol științific pe care eu l-am publicat în perioada doctoratului și în care eu m-am uitat comparativ în două linii de porumb, B73, BSSC53, la un milion de cărămizi. Am luat un milion din cele două miliarde trei de mii și m-am uitat comparativ între cele două linii. Și vedeți, aceste blocuri albastre sunt blocuri comune, care sunt secvențe comune între cele două linii, dar există o variabilitate extraordinară. Atât de mare este această variabilitate între două linii de porumb, încât diferența dintre genomul uman și cel al cimpanzeului este mai mică decât dintre două linii de porumb. Deci comparăm om cu cimpanzeu, două specii diferite, și avem 1%, ei, în cazul a două linii de porun pot, poate merge la 2-3% diferență. Acolo nu mai insistăm. Facem un zoom. Aici am păstrat doar segmentul de deasupra. Probabil că sunt undeva la 100.000 de, de cărămizi în total. Și doar acolo, liniuțele acelea galbene, acelea sunt genele. Acelea sunt matrița, pe baza matrița care duce la, la proteine. Și dăm un, un zoom să vedem cum arată secvența, înșiruirea cărămizilor. Deci acea genă este formată din 702 cărămizi și formează zeina. Ei, ca să vedeți cât de tocilar sunt sau cât de mult îmi place domeniul meu, acesta este, aceasta este plăcuța de matriculare a mașinii noastre. Și de ce, de ce am pus ATG? ATG-ul este în fiecare genă, din orice organism din lumea asta, din lumea vie, dacă luați o moluscă, un vierme, un om uh, și porumbul, toate genele din aceste organisme pe care le-am înșirat încep cu aceste cărămizi. ATG. De aici pot să zic că începe viața, de aici începe, uh, începe o genă. Uh, cele 702 cărămizi, sunt convertite într-o înșiruire, sau servesc ca și matriță, pentru înșiruirea 234 de camere, 234 de aminoacizi. Și acestea formează un castel numit zeină, asta este proteina. Și aici este înșiruirea celor 234 de aminoacizi cu codul lor de o literă. Și, încă o dată, toate proteinele din lumea asta, să știți că încep cu metionină. M înseamnă metionină. Apoi, zeina noastră merge cu alanină, alanină, lizină, izoleucină și așa mai departe. Dar uh, matrița acestui castel, Gena, este în mijlocul unui ocean. V-am spus că aici avem undeva la 100.000 de, de, de cărămizi. Ocean format din ADN săltăreț. ADN-ul săltăreț este reprezentat aici, în imagine, prin uh, blocurile verzi, negre și cenușii. Ăla este tot ADN săltăreț. Și... Uh, Barbara McClintock a fost cea care a descoperit ADN-ul săltăresc pentru prima dată în lumea vie. A fost recompensată cu premiul Nobel pentru, medicină și, pentru fiziologie sau medicină în 1983. A fost prima femeie care a luat premiul Nobel neîmpărțit cu cineva, doar ea. Și acum să-mi spune cineva în ce organism credeți că a descoperit ea elementele genetice transpozabile. Porumb. <laughs> în porumb. Și acum să comparăm un pic genomul uman al, porumb, al porumbului și un, un nematod, un vierme, Cenolabditis elegans, C. elegans. Este un alt cal de bătaie în biologia moleculară. Și să vedem, ne uităm la înălțime. O variabilitate extraordinară dacă ne uităm la nematod, care are un milimetru. Numărul de cărămizi variabilitate din nou, la fel de mare. Dar dacă ne uităm la numărul de gene, veți fi surprinși. Omul 19.000, nematodul 19.000. Avem același număr de gene cu un vierme, de un milimetru. Da? Totuși, dacă ne uităm, că acum vin, trag focul sub oala mea, porumbul, 40.000, bate tot, nu? În același timp, 85% din genomul lui, din cele 2 miliarde 300 de cărămizi, este ADN săltăreț, ăsta nu, nu are, nu, nu, este, nu, este, nu include gene. Sunt niște segmente de ADN, așa să vi le închipuiți, de mii sau zeci de mii de cărămizi, care își fac de cap în genom. Când se, când se divi, apare o diviziune, ele se duplică, deci există mecanismul ăsta cut and paste sau copy and paste. Deci pot fie să se excizeze din genom și să se insereze în altă parte, fie să se copieze și astfel să extindă foarte mult genomul porumbului. Și asta se întâmplă acum în genomul porumbului. Genomul porumbului este într-o evoluție, acum, în timp ce vorbim noi, și numărul acesta de gen este foarte probabil ca la un moment dat să se reducă. Pe de altă parte, genomul uman, o specie foarte evoluată, are deja un set stabil de gene, 19.000, dar, surprinzător, are 50% ADN săltăreț. Și atunci ne întrebăm, cum de nu sare ăsta și produce mutații? Și noi încă suntem aici și nu ne schimbăm, nu știu, ne mai crește o ureche sau ceva. Ei, pentru că suntem așa de evoluați, celula umană a dezvoltat niște sisteme să țină control, sub control ADN-ul și îl metilează. Deci, efectiv, el stă, e silenționat, e redus la tăcere. Se întâmplă totuși accidente și se produc maladii grave, când câte unul scapă de sub control și se inserează într-o genă și îi termină activitatea, lucru care se duce la apariția bolii. Cum vă spuneam, Porumbul evoluează în timp ce vorbim. La tropice, în general aici, în zona temperată, în România, creștem o singură generație de porumb pe an. La tropice putem crește două sau trei. Și acum, dacă mergeți în Mexic, în, în regiunea tropicală, porumbul probabil că este undeva cam până pe la genunchi și în februarie putem să-l polenizăm deja. În timp ce crește, el se mutează, apar mutații. Și cum mutațiile, să știți că apar în mod natural și la noi când se dezvoltă corpul uman, un alt zidar, ADN polimeraza când multiplică ADN-ul, să știți că face câte o greșeală la fiecare 10.000 de cărămizi. Pune una greșită. Chestia este că în celule există organisme care corectează greșeala respectivă și inserează cărămida care trebuie, dar tot se întâmplă să rămână câte una uh, greșită încorporată. Dacă luăm genomul porumbului din 2009, când a fost publicat în Science, și luăm exact aceeași plantă și o secvențiem acum, nu vom mai obține același lucru. Pentru că în timp au apărut mutații și genomul este diferit. Putem calcula o rată de mutare, ipotetic zic eu aici, de 3 mutații la 10 generații. Ce fac cercetătorii cu această uh, rată de mutare? Calculează. calculează timpii sau momentul în care diferite specii au avut un strămoș comun. În timp ce eu îmi începeam doctoratul în 2004 în SUA, colegii mei în laboratorul lui Joachim Messing calculau când s-a despărțit porumbul de sorg. Sorgul, în caz că nu știți, este planta din care se fac măturile. Și câteodată chiar mai vedeți pe mături așa niște bobițe, ele sunt bobele de sorg. Ei, cea mai apropiată rudă a porumbului să știți că este sorgul și de grâu îl separă 90 de milioane de ani de evoluție. Deci, repet, aplicând acea rată de mutare, noi ne putem duce înapoi în timp și să zicem dacă între sorg și porumb avem un miliard de diferențe, de mutații, ne întrebăm în cât timp au apărut astea și ajungem la punctul de convergență undeva la 12 milioane când genomul porumbului și al sorgului erau identice și de acolo au început să se muteze pe căi diferite. În mod, și asta se întâmpla în uh, era geologică miocenul-mijlociu. În mod similar, se poate calcula timpul uh, când am avut ultimul strămoș comun cu uh, cimpanzei și cu maimuțele bonobo. Și asta a fost acum 8 milioane de ani, iar când sorgul s-a despărțit de porumb acum 12 milioane de ani în miocenul-mijlociu, omul se dădea jos din copac. Și vă spun asta pe baza unor date care au fost publicate acum trei săptămâni în, în Nature, când au fost descrise uh, o seminte, uh, fosile ale acestui strămoș, al porumbului și al uh, maimuțelor, inclusiv al gorilelor. Și acesta este denumit Denuvius guggenmosi. Deci acum, uh, repet, omul se dădea jos din copac când porumbul se despărțea de sorg. Că tot veni vorba de interacțiunea om-porumb, doar mulți, mulți ani mai târziu omul a domesticit porumbul și se întâmpla acum 9000 de ani în regiunea Rio Balsas din Mexico. Și ce a făcut de fapt omul din vremea respectivă? A selectat mutații. Dacă la început porumbul îi arăta în felul ăsta o tufă și în loc de știulete avea ceva așa, o înșiruire de 10 boabe încapsulate într-o într-o într capsulă foarte pietroasă, era greu accesibilă, spăgeai dinții în el, a apărut o primă mutație în porumbul ăsta, Teosinte branched. o genă din cele 40.000 pe care le are, o genă a dus la apariția știuletelui. Să nu vă închipuiți că a apărut ăsta dintr-o dată în câmp. Vă arăt, vă arăt doar unde a dus mutația asta prin selecție în, în timp îndelungat. Deci, practic, ce a făcut mutația asta? A dus la apariția știuletelui modern. O a doua mutație foarte importantă este într-o altă genă, care a dus la uh, dispariția acestor, uh, acestor puieți laterali, acestor ramificații, și apariția tuleului pe care îl știm noi în uh, porumbul modern. Deci, întrebarea este, mâncăm în prezent porumb mutant? și las pe Jerry să vă răspundă. Mergem chiar mai departe și vă întreb, cum vi s-ar părea o mămăligă uh, albastră? Nu, nu este foarte tentantă, nu? Așa li s-a părut și strămoșilor noștri, și, prin urmare, au selectat o altă mutație. Nu le-a plăcut lor porumbul ăsta albastru, care nu era un porumb mutant, pentru că avea toate genele care duceau la uh, obținerea acestor pigmenți, erau funcționale, a selectat unul care este galben. A apărut o mutație care a întrerupt uh, producerea pigmenților și, prin urmare, noi mâncăm ADN mutant. Și pentru că intrăm în lumea mutațiilor, Asta nu e de la mine. A, ok. Uh, intrăm în lumea mutaților. Există mutații artificiale și mutații naturale. Mutații naturale v-am spus deja de acea ADN polimerază care tot la 10.000 de perechi de baze greșește, dar v-am spus și de ADN-ul săltăreț, care își face de cap în genomul porumbului mai ales. Iar aici vă arăt o altă, un alt experiment de al meu în care am folosit... Exact aceleași elemente genetice transpozabile ca și Barbara McClintock și am mutat o genă, O 7 îi spune. Acesta este porumbul normal și aici am inserat, un, am inserat prin încrucișare, deci am adus dintr-o alt, dintr altă linie un ADN săltăresc de ăsta care de-abia aștepta să muteze genele și l-am pus în, în linia mea și mi-a mutat gena pe care o vroiam eu. Și a produs fenotipul ăsta, vedeți că este diferit de, de normal. Și să știți că acest, aceste boabe produc mai multă lizină, unul din cei 20 de aminoacizi esențiali pe care nu-i prea găsim în, în bobul de porumb. Bun, deci asta este mutageneză naturală. Eu nu, nu m-am jucat, am făcut doar încrucișări între, între porumb, între diferite linii de porumb. Mutageneza chimică, pe de altă parte, aici acești cercetători au luat uh, grăuncioarele de porumb și le-au înmuiat într-o soluție chimică, în IMS. Ei, această, uh, acest component, acest uh, reactiv, produce mutații la nivelul ADN-ului, la fel cum radiațiile ultraviolete produc mutații. Și vedeți aici o plantă normală, iar aici sunt plante care au rezultat dintr-o fertilizare cu polen mutant. Și au apărut doar niște mutații punctiforme. O cărămidă guanina a fost înlocuită cu adenina în poziția X din genom. Tot guanina a fost înlocuită cu adenina în poziția Y și așa mai departe. Vedeți ce efecte are o singură cărămidă pusă greșit din cele 3 miliarde 200, pardon, 2 miliarde 300. Bun. Și atunci ce este un organism modificat genetic? Păi, dacă am folosit acel IMS, hai, mă pun aici în lumină, dacă am folosit acel reactiv chimic, deja ne jucăm cu, modificăm genetic organismul, asta e clar. Dar o variantă și mai avansată de organism modificat genetic este să luăm efectiv gene dintr-un dintr organism și să-l punem, să punem în alt, alt organism. Aici, colegul meu, Nelson Garcia, a luat o genă din meduză și a pus-o în porumb, iar când pui ultraviolet pe porumb, emite această lumină. În, Într-un alt exemplu, probabil ați auzit mai mult de acest golden rice, a, a, orez auriu, cercetătorii au luat două gene, una din narcisă și una dintr-o bacterie și le-au pus în orezul normal, astfel încât acesta, acest orez auriu produce în prezent precursori ai vitaminei A. Deci este un a, organism modificat genetic fortificat pentru vitamina A. Omul Stau cu timpul. Okay. Okay. Uh, omul se poate juca în prezent. Uh, uh, știința a ajuns la acel nivel încât putem lua oricare din cele 40.000 de gene din porumb sau chiar 19.000 de gene din uh, om și să le mutăm. Așa, uh, este tehnica Cris Mai apasă o dată space. Așa merge acum. Tehnica CRISPR. Prin CRISPR putem modifica absolut orice secvență vrem noi din genomul porumbului și putem introduce orice în locul acelei secvențe. Și dacă ne interesează această secvență, în mod chimic îi punem complementarul ei pe un, pe un substrat și complementar așa. Pe un substrat și o punem punem această secvență într-un complex proteic Cas9. Cas9. Și apoi punem această proteină în celulele pe care vrem să le mutăm. Ei, când când ADN-ul din acele celule va începe să fie replicat, prin complementaritate cu secvența pe care am pus-o noi acolo, enzima va ști, se va atașa acolo și va, va tăia. Și va introduce în locul tăieturii ce vrem noi. Sau, efectiv, va tăia și nu va, lăsă, nu, nu va face nimic Adică va, va bruia ADN-ul, va crea o mutație în gena respectivă. Deci putem muta absolut orice gen. Putem face organismele modificate genetic pe care le vrem noi. Deci, sunt organismele modificate genetic, bau, bau, ar trebui să ne speriem de ele? Se pare că americanii nu se prea sperie. 92% din porumbul crescut în SUA, cel mai mare producător de porumb din lume, este modificat genetic. În 2016, peste 100 de laureați ai Premiului Nobel au semnat o scrisoare în care au spus, stați puțin, lăsați oamenii de știință să cerceteze modalitățile de, de a jongla cu adn și ce beneficii am avea. Deci, dacă mă întrebați pe mine sunt împotrivă sau nu, voi spune nu sunt împotrivă, discutăm de la caz la caz, cum e, de exemplu, Golden Rice, dacă mă întrebați pe mine n-am absolut nicio problemă cu el, fortifică un orez pe care îl dăm apoi țărilor din Africa, care, unde foameta este mare, să știți, și... Nu am, nu am pus acolo o genă care să facă orezul respectiv să crească doar dacă punem un anumit ierbicit și vine compania X pe care mi-l vinde. Nu, este un orez care îl dai omului și îl crește de la generație la alta fără nicio problemă și își pune provitamina A în, în farfurie care nu și-ar lua o altfel de altundeva. Mai este și... Uh, o altă abordare, nu doar organisme modificate genetic. Eu am o altă abordare cu porumbul. Vreau să fac hibriz superior, să fortific porumbul prin crearea de hibrizi. Și, da, Oricum, și să știți că multă lume cu care mă întâlnesc aude de hibrizi și imediat zice, a, tu faci organisme modificate genetic. Nu, nu fac organisme modificate genetic. Fac exact ce făcea bunica în, în grădină, când punea diferite tipuri de fasole și când recolta, vedea că era un amestec de babe. Ce făcea fasolea? Se corcea, se amesteca se produceau hibrizi. Ăștia sunt hibrizii. Practic, uh, ei dintr-un uh, din cei doi părinți, și prin încrucișarea lor iese hibridul, care, vedeți, care are proprietăți uh, superioare, are așa-numitul fenomen de heterosis. V-am spus uh, anterior, într-un slide, că am obținut acest, uh, aceste boabe care au mai mult conținut de lizină, folosind elemente genetice transpozabile din porum, nu, nu le-am deci prin încrucișare. Ei, dar oricum, dacă aș pune un sac de semințe de genul ăsta, să știți că s cele de la fund s-ar crepa, s-ar sparge, pentru că nu au consistența necesară ca să suporte greutatea respectivă. Și atunci nu le pot siloza, nu pot să... Și ce fac? Vreau să, totuși vreau să iau această calitate a bobului de porumb și să o pun într-un hibrid care este rezistent. De ce vrem să fortifiem porumbul? Pentru că din cei 20 de aminoacizi esențiali, trei din ei aproape că lipsesc. Și atunci, când cei trei aminoacizi lipsesc, se, produce, se poate, poate, poate apărea această boală numită pelagră, care se manifesta la scară foarte mare în timpul foametei din România în anii 1900, drept urmare a, a și izbucnit răscala de la 1907. Deci, când mănânci doar, a, ai o hrană bazată pe mămăligă, tu practic nu ai cei trei aminoacizi, metionină, triptofan și lizină. Practic, din Castelele ce le faci tu din cele 19.000 de castele este ca și cum le-ar lipsi la fiecare baia, sufrageria și încă un alt tip de cameră. Deci nu, nu sunt funcționale. Proteinele respective nu sunt funcționale și duc la apariția pelagrei. Porumbul a fost introdus în România pe la, prin secolul XVII, cel mai probabil de către turci. Deci secolul 17 era cultivat deja pe suprafețe extinse și face parte deja din cultura noastră. Cultura noastră și din bucătăria noastră, facem o măligă cu brânză, facem mălaiu, delicios, dulce, facem balmoș. Și fiind introdus în secolul 17 a avut timp să evolueze local. Și chiar și acum, să știți că în România există zone, cum sunt, de exemplu, Valea Izei, în Maramureș sau la izvoarele Mureșului, unde nu a călcat picior de hibrid, să vorbesc așa. Deci nu a fost introdus hibridul. Țăranii de acolo, în încăpățânarea lor, și le mulțumesc pentru asta, au semănat porumbul primit din tată în fiu. Astfel că, la ora actuală în România, avem o diversitate extraordinară de porumb. Aici este doar o mostră, nici nu știu, parcă sunt vreo 30 de linii pe care le-am luat, dar să știți că avem 2000 de linii de porumb în România, și care uh, diferă at nu, nu, doar în, uh, nu doar la cum arată bobul, ci o să vă arăt mai târziu și la nivel genetic. Și noi vrem să luăm practic această diversitate extra, extraordinară, să o înțelegem la nivel genetic și apoi să ajutăm amelioratorii să uh, facă scheme de încrucișări, astfel încât să obțină niște hibri superiori. În, în mod clasic să zic, amelioratorii uh, au niște informații despre pedigriul liniilor pe care le au ei acolo și văd plantele cum arată și au un feeling așa cam care cu care să le încrucișeze, dar totuși este o, o treabă foarte, uh, tedious, foarte uh, grea, ia, ia, ia multe resurse de timp și bani. Ca să iei să încrucișezi linia 1, de exemplu, cu toate celelalte și să vezi că iese, sau nu cu toate celelalte, cu cele pe care le consideri tu uh, viabile, dar tot îți ia, îți ia mult timp. Și atunci, venim noi un pic în sprijin geneticienii, luăm acel 1,5 metri de ADN și îl tăiem cu niște uh, farfece uh, enzimatice, niște proteine, practic. Îl tăiem în 800.000 de, de locuri. Și apoi. Folosind aceste secvențiatoare de ultimă oră, de care vă spuneam că pot secvenția 100 de genomuri umane în, în două zile, ne uităm în cele 800.000 de, de tăieturi, în cele 2.000 de linii de porumb pe care le are România și Republica Moldova, pardon, deci trebuie să fiu foarte clar, și Republica Moldova. Și ne uităm în, în, în locurile respective și avem, practic, citim, citim înșiruirea de cărămizi, înșiruirea de nucleotide. Apoi îi cerem computerului să calculeze blocurile comune care apar. Imaginați-vă, ăsta este o, o, o matrice în care avem 800.000 de coloane, merg încolo, și aici în jos avem 2.000 de uh, linii de porumb. Și calculatorul încorporează toată informația asta și se uită la blocurile comune și încearcă să vadă, uh, este, un, este o amprentare genetică, așa-i spune. Încearcă să vadă care linii se înrudesc cu care. Aici este o reprezentare 3D a 2.000 de linii de porumb și cât de mult sunt apropiate ele de unele de altele. Imaginați-vă că noi aici în sală nu știu cât suntem, 200-300. Calculatorul are acces la toată informația noastră genetică și uh, ne grupează, ne spune care cu care suntem înrudiți și ne spune să, strânge, să ne luăm de mână și să ne strângem. La fel și aici, a 2.000 de linii de porumb, calculatorul le-a spus să, să strângă rândurile și asta este structura care apare în 3D. Apasă-te, rog, space. Vedeți, este un, un tripod. Dar lucru interesant, apar acolo, vedeți, niște punctulețe roșii. Se vede, din păcate, rezoluția este mai scăzută. Punctulețele roșii sunt standardele internaționale. Sunt niște linii acceptate în plan internațional ca având... ca Capturând uh, diversitatea genetică la nivelul lumii, și veți observa că sunt uh, cel, puțin, cel puțin clusterul ăsta de aici, o grupare de, să zicem, acolo, în partea din, din în colțul acela din sală, au fost niște uh, grupuri care nu seamănă deloc cu, cu punctele roșii. Și, practic, noi asta am descoperit uh, studiind porumbul din România și Republica Moldova, care două zone, doi cluster de ăștia, care sunt total diferiți de, uh, de standardele internaționale. Și în galben am reprezentat, de fapt, linii, 200 de linii de porumb care știm sigur că au fost extrase din acele populații locale pe care țăranul le creștea în, pe Valea Izei sau la izvoarele Mureșului. Deci, de asta îi mulțumesc eu țăranului român că a capturat diversitatea genetică existentă la în secolul 17 și a păstrat-o până în ziua de astăzi pentru ca noi să putem la uh, trăsăturile bune ale celor acelor linii și să le aducem în programele de ameliorare din prezent, să facem să, să le creștem și productivitatea, deci să facă și mămăligă bună, dar să fie și cantitate mare. Și după ce ai un, o informație de genul ăsta, ai un, o amprentare genetică pentru cele 2000 de linii, poți să te întrebi, ok, ce vreau să fac acum? Vreau să fac un hibrid care să fie mai mult pentru bioetanol, că atunci mă acces, caut linii compatibile și îi spun amelioratorului, s-ar putea cu, cu probabilitate foarte mare ca liniile astea două să-ți producă mult carbohidrat în, în porum sau vrem să facem o măliga bună, vrem să facem popcornul, putem, putem răspunde la diferite întrebări, diferite necesități. Asta se numește predictive breeding. Deci cu ajutorul informației genetice, noi facem niște predicții care îl ajută pe ameliorator să reducă timpul în care obține un hibrid superior prin, prin accesul la informația genetică. Și pentru, să zicem, pentru o mămăligă bună, în loc să încrucișeze linia asta cu altele 20, îi spunem, nu, încrucișezi linia 7 cu linia uh, linia 7 cu linia 14 și îți garantăm cu probabilitate de 95% că peste tot e statistică, că vei produce o mămăligă bună. Nu pot să închei fără să vorbim un pic și de popcorn. Uh, de ce... De ce? Pușcă popcorn, nu? V-ați întrebat vreodată? Când îl punem în cuptorul cu microunde sau îl punem pe, pe, pe sobă, îl încălzim, practic noi încălzim uh, apa. Apa, în bob, chiar și bobul uscat, să știți că are până la 12% apă. Deci încălzim apa și când asta trece de 100 de grade, uh, merge până la 180 de grade, timp în care, uh, a, să, să vă spun, aici este o secțiune transversală a bobului. În bobul are pericarpul, este o structură uh, rigidă care ține în interior foarte mult amidon, iar aici este embrionul. Ei, când apa trece de 100 de grade, începe să topească, să, să transforme amidonul într-o într pastă. Iar când presiunea este foarte mare, efectiv pușcă și imediat se răcește. Este ca o lavă care iese la suprafață și se, se răcește. Nu tot porumbul se pretează la așa ceva. Trebuie să fie un, conținut, un balans optim între conținutul de apă, cât de tare este pericarpul și dacă cumva nu are crepături. Că dacă are crepături, vedeți, unele floricele nici nu mai pocnesc. Că este toată presiunea aia doar prin crepătură. Și atunci, în general, în general, dar nu tot timpul să știți că popcorn nu are aceast, acest aspect de, de bob alungit. Nu aș putea să fiu aici în fața dumneavoastră și să vă spun despre cercetările mele dacă nu aș fi finanțat de undeva. Deci noi să știți că cercetătorii primim finanțare în, în, în principal de la, de la guvern sau de la companie. Eu uh, primesc finanțare de la UEFISD, care este o structură din cadrul Ministerului Educației și Cercetării. Ce v-am prezentat acum este și un parteneriat cu Universitatea de Agricultură din Beijing unde am colaborator, ca și colaborator pe profesorul Jin Shenglai, cel care v-a mai arătat descoperise când s-a despărțit sorgul de porumb. Deci în 2004 m-am intersectat cu el în SUA și acum colaborăm pe un proiect. Deci, cred că aici m-aș opri. Ia să vedem. Da. Și vom începe cu întrebările. foarte mult uh, să îmi mai iau pe scaunul de interviu. X143 pe Slido pentru întrebări. Uh, o să încep la să se așeze și a deschide cu câteva întrebări deja, deja notate. Um, uh, a întrebat cineva de ce corupt? de ce cu porumb, de ce în general porumbul de ce este atât de uh, modificat genetic o porumbul? porumbul este principala plantă de cultură la nivel mondial ca și producție bate tot, bate și orezul, bate și grâul. Uh, este folosit în principal pentru hrana animalelor. De ce eu porumbul sau de ce porumbul în general se modifică genetic? Am în două, cred că Ok. Modificăm porumbul pentru că v-am arătat că are acele deficiențe în cei trei aminoacizi esențiali și atunci chiar acum avem un proiect în România în care vreau să, tot prin selecție naturală, vreau să aducem mai multă metionină în hibrizii pe care îi producem. Metionina, de exemplu, în, în Statele Unite este o industrie de milioane de dolari anual și să știți că se adaugă, se sintetizează chimic și se adaugă în, în făină pentru a fi dată animalelor. Pentru că altfel, animalele, la fel cum v-am arătat în cazul oamenilor, pot să dezvolte uh, pelagra. Care ce înseamnă? Se apar, Deci, castelele nu sunt funcționale. Și practic orice proteină încorporată în, în, corp are o deficiență și la om se manifestă cu o piele se descoamează, până la urmă și proteinele care sunt în creier nu sunt funcționale, se ajunge la demență și până la urmă la moarte. Deci e A, grav. Da. Cu de ce e o porumbu? Foarte simplu. M-am dus în SUA ca să fac biologie moleculară în plante, eu începusem în România ca și botanist, să știți, la, la Cluj. Am vrut să fac biologia moleculară, mi-am dat seama că nu mai merge doar să mă uit la floricele și așa trebuie să știu și uh, substratul genetic. Și când te duci acolo în soa, ți se pune în mână o carte cu 200 de pagini, pe fiecare pagină este descrisă activitatea dintr-un laborator de cercetare din universitatea respectivă. Mi-am ales 3 din cele 200 și am făcut rotație timp de un an iar la finalul anului respectiv, mi-am ales un laborator care studia porumbul și mi-am făcut doctorat. Ai vreun regret? Te uiți la o de loc. altă plantă la care, în care ți-aș fi plăcut să te specializezi? Nu, pentru că porumbul este doar un model de studiu, adică toate cunoștințele pe care le am le pot aplica cu ușurință într-o alt, într altă specie. Întreabă cineva cum vezi genetica în viitor și bioinformatica. E un loc în care merită să investească tinerii, să se ducă să o facă. E în schimbare, e da. sigur. Am, am trecut în era omics. omics. V-am arătat acolo. Vorbim de genom, proteom, metabolom. omix. asta este. Avem foarte multe date. Am trecut și în nivelul de metadata. Ne trebuie bioinformatică ca pâinea caldă. Dacă, dacă nu știm să lucrăm în linia de comandă, de aici încolo, în biologia moleculară, o să ne cam prindem urechile. Deci avem, avem nevoie, da, vă încurajez și. E, da. Este o întrebare, nu știu, așa. E, o secundă, că da. în principiu preluăm întrebările pe o, aplicație și este, Andreea, unde cu niște hârtiuțe cu, ca să le puneți. E mai ușor în felul ăsta să puneți întrebarea în scris. Dacă apucăm, preluăm și din sală. Sunt foarte multe întrebări venite pe aplicație. Întreabă cineva dacă putem schimba culoarea porumbului, putem schimba și culoarea pielii omului? Avem cunoștințele necesare, da. Dar trebuie să avem o dezbatere pe principii etice foarte clară. Cât de importantă este etica în discuțiile legate de Extrem de genetică? importantă, da. Extrem de importantă toate studiile pe care noi le publicăm au nevoie de o aprobare a unui, dacă cumva lucrăm cu organisme modificate genetic, avem nevoie de aprobarea Consiliului de Etică, nu ne putem juca așa doar de capul nostru. Ați văzut că se mai joacă chinezii, din păcate mai, mai, apare câte o informație de asta, dar cred că la nivel mondial este ținută sub control editarea genică. În momentul în care vorbim de CRISPR, CRISPR. Da. Cas9, Discutăm foarte mult de probleme legate de sănătate și uh, există abordarea cu uh, sănătate, medicamente cât mai repede, să ne rezolve problemele cât mai repede. Pe de altă parte, există o mișcare foarte largă la nivel mondial care spune nu vrem mod organisme modificate genetic, plante Frankenstein, uh, luați uh, genetica din farfuria noastră. Care e, de fapt, atitudinea omului de știință? Repet orice facem trebuie să discutăm de la caz la caz. Niciodată nu va fi shotgun approach. Uh, nu știu, acum discut efectiv ipotetic, nu? Mă gândesc că haide să modificăm genetic niște leucocite pe care să le facem atât de puternice că să lupte, lupte cu cancerul, un anumit tip de cancer, că sunt atâtea. Vrem să punem niște leucocite, adică luăm leucocitele pacientului respectiv și le punem înapoi. Vrem să facem asta. Discutăm. Eu zic să discutăm. Nu punem de la început stabilă. Da? Dar este un domeniu al, al geneticii umane în care eu nu sunt expert și nici n-ar vrea să mă pronunț prea mult. Eu cred că editarea genică la oameni este încă departe de a, de a fi implementată. E departe din motive care țin de etică sau e departe din motive care țin de știință? De etică și de știință. Da, și de știință. Pentru că tu ar trebui să te joci acolo. În... Da, cred că și în laborator ar fi destul de greu să o implementezi. Acum, chiar dacă teoria o știm. Ai menționat partea legată de, de săltăre, săltăreață. Ce înțelegi prin asta exact, ca să ne, ne lămurim? Este da. un termen pe care l-ai definit tu? L-ai tradus? Este o metaforă de-a mea. ADN săltăreț, pentru că v-am spus, acesta se poate se poate copia dintr-un loc în alt, deci sare de pe cromozomul 10, merge pe cromozomul 1, se inserează sau se copiază. Eu, eu așa îmi imaginez ca o mișcare browniană în interiorul celulei și ăsta, 85% din ADN-ul porumbului, se agită pe acolo și după aia, zice, ca la ascuns, ascunse, le numărăm, numărăm, ok, și acum trebuie să ne ascundem undeva, ne băgăm aici și sare așa, țopăie. Și acolo, de fapt, în ADN-ul săltăreți, se află secretul schimbărilor genetice care sunt la baza evoluției, la baza bolilor, cu componentă genetică? Poate, deci având această capacitate de a muta, mutațiile sunt de două feluri, benefice sau detrimentale. Da. Depinde ce, unde aterizează ADN-ul respectiv. Sunt, să știți, sunt ADN-săltăreți care se inserează în promotorul genei undeva înainte de acel ATG și efectiv stimulează gena respectivă să producă, pentru că creează un mediu de așa natură încât ADN polimerează se atașează mai bine de, în zona respectivă Are da, RNP-ului. Întreabă cineva care este gradul de precizie al secvențiatoarelor genetice? Ce, cele noi au un grad mai scăzut de precizie, dar prin multitudinea datelor pe care le produc, noi, practic, ați văzut, în două zile, secvențăm 100 de genome umane. Ei, suprapunând dacă. Cu, cu secvențiatorul clasic, am fi secvențat doar unul și ar fi fost bun. Acum secvențăm 10 sau 100 și le suprapunem și atunci înlăturăm practic orice fel de eroare. Orice, suntem la 99,9% da. putând da. să facem big data. Da. Întreabă un elev probabil ce cale recomanzi pentru cineva care acum pornește pe drumul ăsta ca să ajungă să facă fie să, să devină bioinformatician. Pentru că... Bioinformatician. Eu nu știu acum în școală cât de mult se predă, cât de mult este expus elevul. Eu n-am fost. Adică am fost expus linii de comandă doar la doctorat, vă spun drept. Dar uh, cred că un, un master. Nu. Ba da, un, un master în bioinformatică. Ar fi, cred că sunt deja. Master. Deci la Universitatea babeș Boie din Cluj aveți master în bioinformatică. Care Și... e în continuarea studiilor de biologie, de ha, matematică, de, de informatică. Biologie, în cadrul Facultății de Biologie. Dar eu acum vreau să fac o asociere cu uh, cu masteranți de la Facultatea de Matematică, care știu uh, programare mai mult hardcore și să le explic niște principii uh, biologice și să vedem cum merge colaborarea. A fost într-unul din filmele de acum 20 de ani, cred că Armageddon, era discuția cu asteroidul care venea spre Pământ și se punea problema dacă mai ușor înveți niște astronauti să foreze ca să, mine, să pună o mină pe asteroidul respectiv? Sau mai ușor ei pe niște oameni care știu să foreze și îi trimiți în cosmos pregătiți să facă treaba asta? Pe cine înveți mai ușor? Pe cel care știe programare biologie sau pe cel care știe biologie programare? Depinde de ce, răspuns, ce răspunsuri cauți. Dacă dacă vrei niște răspunsuri ușoare și nu ai nevoie de multă bioinformatică, te duci la biolog și îl înveți un pic de informatică. Eu, eu asta fac. Eu sunt biolog de formare și am învățat un pic de uh, informatică, da, programare. Și răspund unor întrebări. Dar dacă aș vrea să dezvolt niște algoritmi, eu n-aș putea. Atunci aș avea nevoie de matematician și statistician, stau împreună și scriu în linia de comandă. Deci depinde de complexitatea întrebării tale întreabă cineva în momentul în care te-ai dus să-ți faci studiile de doctorat în Statele Unite, de ce n-ai ales Europa? Sunt diferențe la nivelul expertizei? Nu, eu vă spun, eram pornit să mă duc în Franța la doctorat, am început să-mi și să învăț franceza destul de bine, și pentru că îndrumătorul meu de licență și masterat avea legături cu universități din Franța. Între timp a venit o ofertă de nerefuzat din SUA. Și m-am dus în SUA. A venit practic un profesor de acolo care a dat seminarii mai multe prin, prin țară, inclusiv în Cluj. M-am dus să am vorbit cu el uh, și mi-a zis, ok, trimitem CV-ul și a fost, am fost selectat. Eu nici nu mi-am dat, apropo, GRI și TOEFL ca să mă duc în SUA. A fost așa, m-a luat și alături de alți doi colegi din, din România. Uh, ai fost în SUA și te-ai întors în România și ești parte din un număr destul de mare de cercetători care au ales să se întoarcă în România. De ce te-ai întors? Din înapoiați. Noi suntem înapoiați. <laughs> Mai multe motive. Să zic așa, vreau, 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 să contribui la reforma sistemului de cercetare din România. Drept urmare, scriu pe doi mici și fac parte din Asociația Adastra Cercetătorilor, Cercetătorilor Români de Pretutindeni. Și am vrut să arăt că se poate face cercetare și din România. Și se poate, cu anumite piedici. Adică, după ce m-am întors în România, am publicat fără probleme în reviste de top, așa numita zonă roșie, în care se bat cercetătorii. Vorbeai de 2001 și, și e momentul să întreb ce are nevoie, pentru că știu că ești implicat în treaba asta. Ce are nevoie cercetarea românească în momentul ăsta? Are nevoie de depolitizare trebuie să trecem. Politicianul nu o să știe cercetare, politicianul nu o să vină să vă facă prezentări de astea și nici nu știe cum să le financeze. Și atunci cel mai simplu e să-ți faci Consili Consiliul Bătrânilor din cercetare. Te uiți ce ai în România, îi alegi pe cei mai buni și după aia le dai pe mână banii din cercetare și îți fac ei politici de cercetare și îți spun ei cu trebuie să dai și unde să finanțezi performanța. Deci nu e nevoie de mai mulți bani? Deocamdată, <laughs> mă opresc aici. Avem, să zicem, hai, vă zic, bugetul minist fostului Minister al Cercetării, 1,4 miliarde, dați jumate din aia la Consiliul Bătrânilor și este un, un început promițător. Da? Și lăsați Consiliul la Bătrânilor timp de 5 ani să facă el ce vrea cu ei și să, după aia să comparăm ce au făcut politicienii cu jumate și ce au făcut uh, bătrânii cu ce, cealaltă jumătate de buget. Și hai să clarificăm când spui Consiliul Bătrânilor, te referi la cine? la bătrânii profesori, la pensionari, la. Gen... În, în România există mai multe consilii în subordinea Ministerului Educației și Cercetării, sunt vreo 10, de fapt, vă spun drept. Eu aș vrea să facem două și bune. Să facem un Consiliu Național al Cercetării Științifice, care să funcționeze după un model nu doar american. Americanii au National Science Board. Acolo sunt 23 de oameni, eminențe cenușii, care nu pot fi schimbați. Vine Barack Obama sau Trump, nu contează. Aia se schimbă unul sau doi cu motive foarte întemeiate. La fel trebuie să faci și în România. Nu mai trebuie să traduci uh, regulamentul de funcționare al National Science Board și să-l aplici în România. Și să-l. Asta e că inițial, când populezi acel National Science Board, tu trebuie să știi ce ai în România și să-i alegi pe cei mai buni. Complicat. Uh, ce uh, ne întreabă cineva dacă se poate vorbi despre epigenetică în cazul plantelor? Ah, da, da, da. Porumbul poți, eu, îți dă așa un câmp deschis de epigenetică. Uh, acele elemente transpozabile săltăreții ăștia sunt ținuți în șah ca urmare a unor modificări epigenetice. Deci asta se întâmplă și sunt gene clar definite care sunt predispuse la a fi modificate epigenetic. Deci dacă vreți epigenetică, lumea plantelor e un teren excelent de joacă. Um, am inclusiv comentarii legate de discuția anterioară cu cercetarea, întrebarea e dacă ai o propunere pentru cine ar putea să fie secretarul de cercetare. În... Da, pe cine avem pe aici care zic chiar așa? <laughs> Prieten, probabil. Nu, e altcineva. E, nu am inventat-o, aici. Păi da, l-aș propune, propune, pe Octavian Micu de aici, coleg de blog, de la 2 <laughs> <un an>. Ok. <laughs> M-ați întrebat, v-am răspuns, da și plângeri legate de bugetele institutelor de cercetare care nu-și permit nici măcar materiale consumabile de bază, mănuși și așa mai departe. Cum se poate face cercetarea în România în contextul ăsta? Este un haos în modul în care este finanțată cercetarea în România și există insule de excelență, de care se agață politicienii și arată ce mari și tari suntem noi. Mai trimitem ceva inventatori pe la salonul de la Geneva și ne întoarcem încărcați de medalii care sunt praf în ochi. Te da. rog eu frumos, explică ce ai spus, pentru că sunt oameni care nu știu ce A, e salonul, salonul de, de la Geneva. Geneva. Da. A, deci când vedeți la televizor că vin politicienii și spun că delegația României s-a întors cu 8 medalii de aur, 5 de argint și 11.000 de bronzuri, să știți că orice participant care merge la salonul respectiv primește o medalie. Da? orice, deci e ca o medalie de participare acolo nu reprezintă absolut nimic. se premiază între ei Sunt, de exemplu, România cred că acorda premii deci sunt premii și medalii România mergea, avea o delegație din partea OSIM care este organismul ce dă brevetele, patentele în România și încă o delegație de la Ministerul Cercetării am făcut o analiză și ca să vedeți ei au dat niște premii iranienilor iranienii ne-au pre premiat pe noi Moldovenii ne premiază din start că suntem de-ai lor. Deci când vedeți inventatori, luați invenția aia la purecat și vedeți ce e, că e, dacă e piramidă energetică sau nu, și cam astea apar. genant. și dăm, am făcut un calcul, la un moment dat România a acordat 300.000 de, lei delegației la, la, salonul de Geneva. Cu 300.000 de, lei finanțați, știți cât are proiectul cu care am genotipat eu? Nu, 300.000 de, de lei era, Octavian, da. Proiectul cu care eu am genotipat germoplasma asta, cred că a fost la 400.000 de lei. Atât am acostat. Deci, lăsați banii aia și băgați-i într-un proiect, ales prin competiție. A fost organizat la un moment dat, cred chiar de Adastra, un marș pentru susținerea cercetării din România. Câte lume a venit. Marș pentru, marș pentru știință. La Cluj l-am organizat cu alți colegi, și au venit 150 de oameni. La București, probabil, au fost vreo 300 sau ceva de genul ăsta. Este clar, asta este un semnal foarte clar, că nu doar eu, ci și colegii trebuie să venim în fața voastră și să vă, să vă prezentăm. Să, pentru că voi mă finanțați, acelui e-fizic pe care l-ați văzut acolo, e din taxele pe care le plătiți. Deci, Ministerul Cercetării este finanțat din taxele noastre și ale voastre. Deci, trebuie să ieșim din turnul de filde și asta e clar și să, vă, să popularizăm știința. Am promis că luăm, că am acoperit, practic, cred esența întrebărilor. Mai erau câteva întrebări strict științifice pe care am. Cred că e mai util să le las la final. Să te întrebe direct, pentru că sunt. Eu n-am fost în stare să le citesc, așa că mă gândesc. Dacă sunt întrebări din sală. Uh

a acționat omul respectiv conform cadrului legal? Asta e întrebarea. Dacă... Ce ai? Deci, care ce... este părerea ta despre etica actului respectiv și, pe de altă parte, ce părere ai despre știința din spatele actului respectiv? Da, în primă, în primă fază dezaprob acțiunea pe care a făcut-o. Avem nevoie, înainte să pornim așa la un război de asta, că e un război, trebuie să avem consens. Consens la nivel mondial, până la urmă. Deci, așa, acționând de unul singur, nu mi se pare ok. Chiar dacă omul poate vine și zice că a făcut un progres în știință. Nu, 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 asta e abordarea. Trebuie să ai un cadru foarte bine stabilit în care acționezi. Deci, eu dezaprob. Dar știința din spate, adică. Nu m-am uitat sincer exact în ce gene a lucrat, în ce celule a lucrat, unde a băgat CRISPR-ul. nu știu ce celule a modificat. Încercați deci o nu -te 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 -te. Ok. <laughs> nu, sunt, nu, nu, deci mă feresc, mă feresc să vorbesc mai mult de atâta, că trebuie să iau efectiv articole științifice publicate în domeniu, să văd ce se știe, încotro putem să mergem. Nu-ți faci de cap așa. De asta sunt consilii de etică care îți dau voie să faci o anumită sau nu ți dau. Este existența Consiliilor de Etică o formă de cenzură? Poate deveni o constrângere politică? Ha, bună întrebare. Depinde cu cine populez aceste Consilii Naționale de Etică. Nu, nu, nu sunt Consilii Naționale de Formație Profesională de la blog. Consiliul Național de Etică din România e nefuncțional acum. Deci, da, trebuie să fii foarte atent. Până la urmă, să știți că. Noi facem experimentele astea, le trimitem la publicat și zicem că am avut aprobarea Consiliului de Etică din instituția X. Când se uită respectivii, să știți că se uită cu scepticism dacă nu e un Consiliu de Etică în care au încredere. Deci, na, depinde, depinde cine îți dă aprobarea. Porumbul modificat genetic, hibridizat, este steril? Acest lucru creează o nouă piața, cea semințelor omologate, piața pe care s-a instaurat un monopol, cazul Franței. Ce părere aveți despre acest aspect și despre cum afectează alte planuri, modificare? Da, da. înțeleg, cred că înțeleg întrebarea. Eu nu, da, asta, nu sunt, nu sunt adeptul modificării porumbului în cazul ăsta, doar pentru a fi rezistent la ierbicidul X vândut de compania Y, și atunci compania respectivă instalează un monopol și țăranul, da, într-adevăr, este steril, trebuie să cumpere sămânța de la, de la producătorul respectiv an de an, nu vreau să fac asta. Tocmai de asta noi analizăm diversitatea asta genetică existentă în România și vrem să producem un hibrid la fel de puternic ca și la steril vândut de companie și să-l dăm țăranului să-l să să folosească. Adică, până la urmă, eu în cercetare nu am voie să fac profit. Tot ce uh, obțin trebuie să bag înapoi în cercetare. Deci, nu, nu-mi place abordarea asta. Dar care e o problemă, până la urmă, comercială și mai puțin de cercetare. Da, pentru deci decizia... acolo deja vorbim de lobby al marilor companii de semințe și de producători de ierbicid. Da. Dar dacă e să întoarcem povestea asta, atitudinea multor țări și a Uniunii Europene, de în materie de organisme modificate genetic, cred că este influențată de asemenea practici comerciale ale unor companii care au monopol pe piața americană și care da. și-au atras foarte multă antipatie populară, fără să fie foarte clar ce fac ele și ce, ce reprezintă organismele modificate genetic în afara acțiunilor protecționiste ale unor asemenea companii. Da, așa e. Eu mă bucur totuși că Europa încă mai rezistă așa ca un bastion, însă mutarea asta de a da libertatea fiecărui stat membru să decidă ce vrea cu organismele modificate genetic, asta nu mi se pare ok. A, pentru că, așa aici în România avem o comisie care gestionează modul în care sunt folosite și unde sunt crescute organismele modificate genetic, dar. Să zicem că eu mă duc și cresc cu un porumb modificat genetic la granița cu Ungaria. E clar că polenul ăla se va duce dincolo, chiar dacă legislația lor nu permite creșterea. Deci, uh, cred că ar trebui o abordare unitară la nivel de UE și direcția în care ne îndreptăm acum, dacă mă întrebați, nu, nu e chiar ok să lăsăm fiecare stat membru să decidă. Totuși, suntem foarte bine comparativ cu SUA, ați văzut, unde 92% din porumb e modificat genetic deja. Modificarea genetică e rea, poate fi rea sau bună în sine sau uh, e o problemă care ține mai mult de politică decât de, de știință aici? Poate fi și rea, adică dacă noi nu înțelegem foarte bine ce mutăm acolo și ce, cu ce va interacționa proteina aia pe care o mutăm, poate fi foarte nocivă. Dar în, în SUA-s convins că nu și-au dat ăștia acordul decât după niște studii foarte bine fundamentate. Dar faptul că au dat drumul pe piață e clar interes economic. Da, pe de altă parte, trăim într-o lume în care multă lume spune, vai, ce bine străia în secolul XVII și vreau și eu să mănânc pâine ca, măcar ca cu 50 de ani, dacă nu ca acum. E plauzibil, putem să ne întoarcem și să trăim sănătos ca acum 300 de ani? A, da, avem, toate, avem și resursa genetică, eu v-am arătat porumbul aici, dar dacă mă duc și iau tot griu din România, Îți convins că o să găsesc țărani care mai cresc grâu și care păstrează variabilitatea genetică de acum câteva secole. Și la fel, a, acum vă spun un secret, asta, asta vreau să fac. După ce termin cu cultura porumbului și produc niște hibrizi și văd că merg, mă duc în altă cultură și o, o iau și pe aceea la nivel genetic și o facem și pe aia bună folosim variabilitatea genetică naturală. M înțeles. Da. Cred că am preluat mai toate întrebările care erau în sală. Dacă crezi că mai e ceva ce trebuie spus, e ceva ce n-am întrebat și ai fi vrut să spui? Nu, no, nu, no, nu, no, e ok. În uh, episodul următor. În episod. Bun, în cazul acesta mulțumim foarte mult, Mihai Miclăuș. Mulțumesc și eu. Mulțumim foarte mult dumneavoastră și din partea Universității din București, sărbători fericite!